Ai like IT, mititei și cu restul, eu știu ce, bună dimineața, nu, Iulia. Nu, sport și dietă. Ca să arătăm cum arată senzația? Invitata Iuliei de astăzi, amititela. Bună dimineața. Păi noi tocmai de dimineață vorbeam de cum am mâncat noi merdenea, nu e bine. Și nu ne-au ajutat nici știrile din dimineața. Știrile au venit cu tot fel de nenorociri, de mâncăruri, cu sosuri, cu... Și tu ai venit cu Carmen, care arată impecabil. Dacă bună dimineața, bine ai venit la noi. Carmen Albiter este antrenoare de fitness, dar și specialist în nutriție și astăzi o să ne recomande câteva aplicații de fitness prin care putem să monitorizăm cumva alimentația noastră, să o ținem sub control, nu? Zic bine? Da, da. Sau diferite obiective, să slăbim sau să creștem în greutate. Eu am aflat despre o parte din aceste aplicații datorită ție și am încercat și eu să pun în practică într-o oarecare măsură ce mi-ai recomandat tu, iar acum vreau să le recomandăm și oamenilor aceste aplicații, pentru că unele dintre ele sunt făcute chiar de români, nu? Super, dar începem cu MyFitnessPal, nu? Așa, da. Este o aplicație care ne ajută să ne dăm seama, să conștientizăm câte calorii mâncăm noi zilnic. Ce facem, de fapt, cu aplicația aceasta? Noi putem să, spre exemplu, de dimineață am băut un suc de portocale, un fresh de portocale, îl adăugăm aici, căutăm fresh portocale și ne spune în momentul acela câte calorii are el. Și așa aflăm că, de fapt, un fresh de portocale este destul de, caloric. Da, de bogat caloric, are în jur de 200-300 de calorii. Nu știu de ce. Ce am făcut eu a fost să testez uneori când eram la masă, să văd, nu știu, de exemplu, câte calorii are o felie de focaccia după ce am mâncat un pește cu legume și am descoperit că acea felie de focaccia are la fel de multe calorii ca toată ca masa porția mea. Ta de mâncare, exact. Adică nu este indicat să o mănânci, mai bine mai mâncai o porție de pește cu legume dacă nu te săturai decât să mănânci acea focaccia care nici măcar nu are nutrienți și nu vine cu nimic în organismul nostru. Și la fel se întâmplă cu mai toate alimentele, preparatele pe care vrem să le testăm din punctul ăsta de vedere, să vedem câte calorii sunt, nu, aici în aplicație. Da, de fapt ce se întâmplă cu aceste aplicații? Vin în ajutorul nostru să conștientizăm și este foarte important, fiindcă ce aud zilnic și toată lumea se vaită că eu nu mănânc nimic, dar totuși nu slăbesc sau eu nu mănânc nimic și mă îngraș. Noi nu ne dăm seama de fapt că mâncând ce i-a rămas copilului, două bucățele de sandwich sau de paste ce a mâncat copilul, noi ne-am luat deja un aport de câteva sute de calorii. Nu ne dăm seama fiindcă nu conștientizăm. De aceea aplicațiile acestea ne ajută. Noi introducem în ele fiecare lucru pe care l-am mâncat și la finalul zilei vedem câte calorii am mâncat. Și ajungem de cele mai multe ori să vedem că am mâncat exact necesarul nostru sau poate chiar mai mult, adică putem ori să ne menținem sau chiar să creștem din nemâncatul acesta nimic, adică tu nu te-ai așezat la masă și ai avut 3 mese pe zi, cum recomandăm noi toți nutriționiștii. Eat and Track este o altă aplicație pe care ai adăugat-o tu aici în listă. Așa. Și am văzut un plan alimentar. Este foarte drăguță aplicația aceasta pentru că ea îți dă variante de mese și ți le arată și cu poze și par foarte atrăgătoare. Poți să le schimbi dacă nu-ți place, spre exemplu, ton cu lămâie, dai swipe și schimbi și îți dă altă variantă, de piept de pui cu altceva. Îți face și recomandări de rețete? Da, exact. Aici sunt toate rețetele, intri pe ele și îți spune cât ton să pui, cât lămâie, cum să le combini și cum să le prepar, cât durează timpul de preparare. În așa fel încât să nu depășești un anumit număr de calorii pe zi. Da, ideea este ca la final, deci important este că aceste aplicații îți iau un istoric al tău, îți iau înălțimea, îți iau vârsta și îți spun câte calorii trebuie să ai tu pentru menținere sau pentru slăbire. În momentul când setezi ca obiectiv slăbirea, ele îți spun, trebuie să stai în 1200 sau 1300 de calorii în funcție de cum ești tu, vârsta ta și înălțimea ta. Vreau după să care... le punem foarte repede, că nu o să avem foarte mult timp la dispoziție. Okay. Mai avem aici NOM. Da. În ce se diferențiază această aplicație? NOM este o aplicație foarte interesantă și vine cu ceva nou față de celelalte aplicații, în sensul că te învață. Lucrează un pic psihologic și emoțional
cu tine, îți dă tot felul de cursuri și de ghizi în care îți explică când e bine să mănânci, ce se întâmplă cu tine, de ce mănânci seara, ți-e foame sau ești stresat sau ești obosit, adică lucrează foarte mult să te învețe și să te educe să ai obiceiuri mai sănătoase. Și pe Eat and Track am văzut și rețete. Da, poți să dai un pic mai jos și jos sunt rețetele. Asta mi-a plăcut la Eat and Track și mi se pare foarte bine. În primul rând că este în limba română, este o aplicație care nu prea se întâmplă să le găsim în limba română și asta e foarte bine. Și are și rețete tradițional românești. O să găsești aici, uite, mazăre cu cârnați. Poți mânca o mâncare de mazăre cu cârnați. Și nu care este mai bogat calorică. Dar îți dă, adică îți permite, după care te joci în restul zilei cu celelalte două mese, mic dejun și cină, să ai niște mese mai puțin calorice. Pe lângă asta, în aplicație am văzut că putem să ne facem și un program de fitness, nu? Da, putem da. Putem să alegem și diverse da. Exerciții în funcție de caloriile pe care vrem noi să le consumăm. Da, nu? E foarte important când vrem să slăbim, să facem și sport. De ce? Pentru că sportul accelerează metabolismul, sportul te ajută să arzi mai multe calorii și atunci, în primul rând, și dacă slăbești, este important să te tonifici, fiindcă odată ce ai slăbit un kilogram, două, trei, toată carnea de pe tine, dacă nu faci sport, rămâne destul de moale. Da, și atunci... Cred că depinde totuși de la o persoană la alta. Sunt și oameni care reacționează altfel. Din păcate nu mai avem timp la dispoziție acum. Da. Vreau doar să menționez pe scurt și Activity Tracker, care este o aplicație făcută de români, și fitness, dar o să intrăm în amănunte la ora 10, când ne veți revedea.